Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 12 septembrie, ești o combinație neobișnuită de idealism filosofic și practicism scrupulos, ai un intelect flexibil, trecând fără efort de la general la particular și invers. Această flexibilitate și analiză critică te ajută să lucrezi cu concepte globale și detalii tehnice despre orice problemă și situație. Inteligentă și dezvoltată fizic, gândești rapid și te miști repede, arătând sinceritate și directitate în demersul tău. Vorbitor priceput, spui fără teamă ce gândești, fără a ține contă de consecințele posibile, tu înțelegi semnificația literală a cuvintelor scrise și vorbite cu toate acestea, nu ești interesată numai de vorbire, ca atare, dar și de diferite forme de comunicare, primește o mare plăcere din partea unui public atent. Prin natura deschisă și muncitoare, prefer să oferi acțiunilor tale oportunitatea de a vorbi pentru tine în loc de cuvintele pe care le prețuiești atât de mult. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, sârguință, prosperitate, realism, exactitate, prudență. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot inspit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțim în orice afacere. Trebuie să-ți întrunezi criticul interior, altfel acest lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștiera ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea abstractizării, precum și de lipsa reveriei ești un vorbitor priceput, îți dezvolți abilitățile oratorice și de comunicare de-a lungul vieții, dar de multe ori discursurile tale sunt prea critice, ai tendința să-ți exprimi opinia fără a ține cont de consecințele posibile. Ai o natură sentimentală, dar sentimentele tale, de regulă, nu sunt afișate. Secretul este aproape un instinct pentru tine. Aceste lucruri complică comunicarea interpersonală. Problemele morale sunt foarte importante pentru tine. Atunci când desfășori o carieră publică sau administrativă, nu numai că elaborezi regulamentele unei organizații sau ale unui grup public, dar și susții funcționarea lor într-un mod foarte eficient, deși neobișnuit. Dacă este necesar, te confrunți fără teamă cu diverse probleme și dificultăți, fiind convinsă că adevărul va triumfa până la urmă. Pentru tine, adevărul este Dumnezeu. Cu toate acestea, nu ești în niciun caz idealistă sau visătoare, ci mai degrabă, o gânditoare critică. Este foarte dificil să facă cineva o impresie puternică asupra ta. Tu preferi să rămâi obiectiv în majoritatea disputelor, dar atunci când pasiunile tale sunt trăzite, te alături părții în care crezi. Nu ești întotdeauna ușor de contactat, atât la locul de muncă, cât și acasă. Ai tendința să te ascunzi, înconjurându-te cu diverse tipuri de mecanisme de protecție, din cauza cărora este dificil să se ajungă la tine. Cu toate acestea, este dificil să fii învinovățită pentru indiferență față de nevoile altora. Ai nevoie de unitate pentru a te concentra pe rezolvarea problemelor urgente, în plus, menținerea echilibrului mental este extrem de importantă pentru tine poți fi predispusă la stres și chiar poți experimenta o descompunere dacă solitudinea temporară este ruptă. În ciuda ideilor și proiectelor vaste, ești prea pragmatică și realistă pentru un optimism nesăbuit. Ai o cantitate corectă de reținere. Tu crezi că oamenii ar trebui să se comporte natural și să se exprime pur și simplu. Pe de altă parte, ador să-ți condimentezi discursul cu o cantitate corectă de ironie și umor subtil. Ar trebui să fii atentă să nu-ți faci diversi dușmani, în special în lumea criminală, precum și în cele mai înalte șaloane politice și publice. Cheia succesului pentru tine constă în capacitatea ta de a echilibra aspectele psihice și fizice ale individului, de a folosi energia explozivă în scopuri pașnice, în capacitatea ta de a te retrage periodic din viață activă deconectându-te completă de la afaceri, creșterea confidențialității, inclusiv în prieteni apropiați, familie și parteneri de dragoste, va fi o sarcină dificilă, dar provocatoare pentru tine. Tu trebuie să înveți să împărtășești și să faci compromisuri. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești inteligentă, îngrijită, organizată. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 12 septembrie soarta ta? Reușești să-ți construiești viitorul de succes și să atingi culmile în afacerea ta, să-ți echipezi casa și să devii un maestru în profesia aleasă ești înzestrată cu calități pozitive, nu numai că știi să apreciezi acei oameni care te înconjoară, dar ești capabilă de muncă asidua, sârguință și frugalitate. Responsabilitatea față de sarcinile îndeplinite este la cel mai înalt nivel, există posibilitatea să ceri același lucru de la ceilalți. Tu nu poți doar să-ți stabilești obiective, ci și să atingi orice obiective pe calea vieții tale. Sloganul tău este nu prin cuvânt, ci prin faptă, dar voi vorbi mai multe despre acest lucru. Responsabilitatea cuvântului rostit este atât de mare încât ești pregătită să îndeplinești ceea ce ai promis sau ceea ce ai exprimat. Puterea cuvintelor tale te poate jefui de orice. Acolo unde ai stabilit punctul, nu se poate trece. Ești înzestrată cu darul oratorii care poate fi folosit cu ușurință în direcție literară, creând noi capodopere. Și totuși, fără intra în elocvența ta, se poate remarca faptul că ți este mai ușor de făcută decât să vorbești. Acțiunile și gândurile tale sunt lipsite de fantezie și iluzii, sunt ghidate numai de bunul simț și o evaluare reală a tot ceea ce se întâmplă. Este un mod de a descrie lumea ta interioară și perspective asupra vieții. Dacă situația necesită victime, ești gata să suporți orice schimbare și să te adaptezi situației? Dacă jocul este în favoarea ta, la tine este de remarcat planificarea zilnică a viitorului și prezentului tău, stai bine cu picioarele pe pământ, privești pozitiv înainte, acolo unde te așteaptă viitorul tău luminos, pe acest principiu pozitiv trăiești, toate ideile tale, mai devreme sau mai târziu pot fi traduse în realitate, ești interesată de latura practică a tot ceea ce a fost conceput, în activitatea ta. Simplitatea deciziilor prevalează, nu-ți place nefirescul, pretenția, hiperbolizarea, toate acestea sunt false, în dragoste și relații, arăți bine abilitățile tale individuale, cei din jurul tău sunt interesanți și originali, eleganți, își cunosc măsura, cu toate acestea, în relațiile cu sexul opus, ar trebui să urmezi instinctul, deoarece toate punctele pe care le poți stabili, vor dobândi un caracter nenatural, ceea ce poate duce la o pauză. Când vei fi înconjurată de oameni iubitori, care te vor trata cu înțelegere și încredere, aceasta va servi drept sursă de forță cotidiană și de mari realizări în tot ceea ce este conceput, dragoste și compatibilitate. Îți faci prieteni cu ușurință, de aceea ar trebui să întâlnești oamenii și să vizitezi diferite locuri, în relații strânse ești credincioasă și responsabilă, dar ești predispusă la plictisală și nemulțumire dacă viața devine monotonă și banală. Ai nevoie de un partener, nu numai capabil să aibă sentimente tandre și iubire, ci și să posede suficientă inteligență. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor Scorpionului sau Leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești în filozofii de -alist, dar și practic riguros în același timp. Punctele forte ale personalității tale sunt inteligența flexibilă și critica, dotată cu abilități analitice. Ai o minte ascuțită? Nace. Interesele tale sunt concepte predominant globale. Prefer ca micile probleme cotidiene pur și simplu să nu le observi. Ești destul de puțin adaptată la viața de zi cu zi. Ai nevoie de atenție, îngrijire. Poți obține un mare succes. Ești deșteaptă, profesionistă, iar în ceea ce privește calitățile de conducere, acestea pot fi pronunțate, dar în același timp, nu încerci să ocupi poziții de conducere, te simți mai confortabil în rolul executantului. Dacă o poziție managerială este un pas inevitabil în carieră, vei accepta provocarea sorții și vei deveni manager mentor. Tactul, rezistența, o evaluare obiectivă a abilităților și realizărilor celorlalți te ajută să gestionezi totul cât mai eficient, sănătate și boli. Ești susceptibilă la boli ale sistemului cardiovascular cauzate de situații stresante, precum și afecțiuni asociate tractului digestiv, trebuie să eviți problemele de sănătate, atunci este foarte posibil să minimizezi riscul de a dezvolta boli grave, prin urmare, fumatul și consumul excesiv de alcool trebuie evitate în orice mod, mâncărurile picante trebuie consumate în cantități strict limitate, iar uneori va trebui să aderi la o dietă vegetariană, exercițiul fizic este un subiect special pentru tine, plimbările zilnice sunt o cerință minimă, trebuie menționat că un stil de viață sedentar este plin de afecțiuni cronice, pentru confortul spiritual, căldura și participarea unei persoane dragi este necesară, destinul și norocul, Universul ți-a destinat o viață fericită, să fii norocoasă, favorita a fortuna. Treci ușor prin viață, reușești mult. Planurile tale sunt realizate rapid, fără obstacole. Dacă nu-ți vei pierde capul în bunăstarea și luxul care te înconjoară, vei fi fericită. Și dacă începi să neglijeze legile morale, să se uitându uitând de milă și compasiune, atunci te vei scufunda în haos. Sfaturi pentru tine. Încearcă să-ți stabilești o viață decentă pentru tine. Moderează-ți tendințele deranjante dacă dorești să trăiești mai mult. Nu face promisiuni imposibile. Urmărește-ți sănătatea. Problemele de sănătate te pot învinge la orice vârstă. Sunt mai ușor de prevenite decât de rezolvat. Evită inactivitatea fizică, supraalimentarea, utilizarea excesivă a stimulentelor. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult. Tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleze român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai de ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.